Sănătate multă, dragi prieteni! Dumnezeu să vă dea o zi bună! Suntem în epoca roșiilor, sunt foarte bucuros, roșiile fiind preferatele mele. S-au copt din plin, s-au copt de mai câteva săptămâni bune de la început de iulie. Acum, la început de august, deja este explozie de roșii. Aici am un soi nou pe care l-am încercat. Nu-i preferatul meu în ceea ce privește gustul, sunt puțin dulce acrișoară. Eu prefer roșiile neacide, dulci-dulci, lacrima fecioarei. Aici este pomul, copacul de tomate, italian. Primul rod este fantastic, roșii micuțe, potrivite, destul de tari. Am să vă arăt ce producție la un singur rod. Hai de mine! Nu-s chiar toate coapte, dar majoritatea s-au copt. $1,330. Un kilogram și ceva de roșii micuțe. Ia să vedem. Așa. Văd că mai avem aici încă unul. Ești tot la fel, nu se încoapte. Uitați-vă la... Așa. Un pic, lăsați să văd eu aici. $1,650. Oh, ce grele sunt! Sunt grele, da. Așa, și cred că mai avem unul aici, un... Primul rod este excepțional. Asta are mult. E o greșeală? Mai încerc. Greu să vedem. Lasă-l jos și mai pune. Să vedem. Nu e nicio greșeală, 3 kg are asta. Da? 3 kg. 3 kg de roșii. Deci împreună, ia să le vedem. Poftim, ține aici. Se opresc, să vedem. Să vedem două cârciuri cât au împreună. Dar nu pot să le prind. Așa. Gata. $5,500, da? Și ceva. Două cârciuri de roșii. V-am zis, nu sunt preferatele mele în ce privește gustul, dar cei care doresc dulcea acrișor este în regulă. În sus nu mai fac chiar atât de multe, mai fac. Ei și colo tot au roșii și la înălțime, dar nu, bineînțeles, nu cantitatea aceasta, pentru că o epuizează. Observați, doi cârci de roșii, 5 kg și jumătate. Nu, sunt excelente. Mai mă pasionează și cât un soi de ăsta mai ciudat, mai... deosebit și de asta mai încerc în fiecare an câte un soi. L-am cumpărat, semințele le-am cumpărat de la VivaSem și sunt bucuros, am obținut câteva
soiuri bune de acolo, unele doresc să le perpetuez, altele nu au fost exact ceea ce așteptam sau ceea ce visam eu, dar merită câte o experiență făcută. Sunt bucuros de... Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o zi bună și să grădinăriți cu succes. Sănătate!